La Neața Spooky și-a mai adus un prieten, un ucenic, un savant, știți cum e. Bună dimineața, bine ai... Bună dimineața, bună dimineața, bine ai venit. Știți cum avem noi salutul, nu? Mâna la inimă, 1, 2, 3 și... Știință! Păi da, îl am aici în partea dreapta mea, stânga dumneavoastră, pe unicul, extraordinarul gamerul de pe YouTube, Andrei Roh. Pam, pam! Pam, pam! Salut, pe salut, guys! Ce faceți? Bine? Eu nu știu. Da, facem un experiment. Asta vă salut, guys, e de pe YouTube, da, de pe și de YouTube, pe TikTok, înțeleg că trebuie să zici dragă TikTok sau ceva de genul ăsta, dragă TikTok. Nu știu, eu nu salut pe TikTok. Nu salut pe TikTok? Nu, intru direct, hei! Am înțeles, bun. Zine ce ne-ai adus. Păi uite, l-am adus pe el în primul rând că avem festivalul științe pe 28 și 29 așa noiembrie pe canalul de YouTube Profesorii Trăziți și el este gamer Andrei Roh. Așa îl găsiți pe YouTube. A fost alături de noi încă de când avea 14 ani, dacă îți vine să crezi. Mamă, super tare. Ce joci? Mă joc de obicei GTA 5, Fortnite, mă știu, de obicei multe jocuri populare care sunt Among Us, am început să mă joc în ultima vreme și în principal încep să fac streaming. Mai știi că am un canal. Apropo, s-au făcut 20 de ani de când a apărut Counter-Strike ieri. 20 de ani? 1.0. Ah, dacă îmi spui că și tu ești gamer, Spooky. Semi. Pseudo. Pseudo gamer. Pseudo gamer. Bun, hai să trecem la experiment. Ochelarii de protecție, vă rog frumos. Poate vă întrebați ce am adus aici. Ați văzut ouă deja. Am înțeles. Cum zice, e un challenge foarte popular care se face pe YouTube. Se numește Raw Egg Challenge. Okay. Dar de ce Raw Egg Challenge? Pentru că unii dintre ele pot fi crude, unele pot fi fierte. Ah, ruleta. Așa cu... Că, exact, avem un minut. Ce e la dispoziție? Asta e o șapcă de asta ciudățică, de asta, că să fie cringe, asta am luat să fie ciudat, așa, să nu cap în cap cum trebuie. Exact. Și ce trebuie? Avem un minut la dispoziție să verificăm aceste ouă, să le crăpăm în cap, dar tare de tot, să vedem care sunt fierte, care sunt crude. Și după aceea, cele fierte le punem aici pe bucata asta și cele crude. Așa că în 5, 4, 3, 2, 1, start game! Oh, ăla mișto să face și el. Adevărat, 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 dai, 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 tare, 1, 2, 3, dai, 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 la mine în cap, dai, 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 hop, avem unul fier. Și când sparge pe toate? Lasă-mă! Mai gata, hai să dai, gata. Hai să dai. E serios. Hai Florine, dă-te aproape. Nu mai fierte, nu mai fierte. Oh, mamă, cum ai intrat ăsta. Dar nu dă atât de tare, Ramona, că îți spargi capul. Nu se sparge, fii atent. Păi înseamnă că ai făcut dacă nu se sparge. Nu se sparge deloc. Aproape am terminat. Hai să vedem că nu mai avem puțin. Gata, am terminat. Mamă. Oh, mai că noi mai avem. Stai că eu mai am. Stai. Ia da și păr. Ce pe toate? Dar nu dai da smartă de tare. Mă, nu se omule în cap. Ia că pușul ăsta. Ce nu înțelegi? Mai dau, mă? Da, toate. De Ramona. Băi, nene. Mai am două. Unu. Eu n-am vrut să dau așa răzut. Ok. Acum ce fac? Păi asta este... Mulțumim! Îl dăm jos. De ce facem noi cele lucruri acestea? Super, mă curge pe ceafă așa ușor. Exact. Noi am terminat înaintea voastră, să știți. Câte trebuie să fie? Am terminat înaintea voastră și avem așa. Una, două, trei, patru, cinci, șase fierte. Voi câte aveți fierte? Șase. Exact. Șase și șase. Dar cu întrebarea știți... Atunci te-ai de dinainte. Normal. Ce voi ați? De ce este un ou tare când îl fierbem, de exemplu, și un cartof pe care îl punem la fiert se face moale? Aveți idee? Că nu sunt aceleași lucruri. Exact. Pentru că e ouă și un cartof. Ce crezi că este, proteină sau minune? Cine? Proteină sau minune? Ce crezi că este oul? Proteină. Proteină. E, proteina la căldură se întărește, da. Pe când cartoful care e carbohidrat... Hidrant. Hidrant. Se face moale, 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 moale. Asta e chestia cu știință. Dar vedeți că mai avem ceva cu ouă, apropo de Egg Challenge. Avem așa. Gata, nu ne mai gândim. Trebuie, domnule savant. Aveți acolo o sticlă. Așa. Așa că luăm sticla și vedeți că avem un ou în sticlă. Vreau să scoatem oul din sticlă. Observăm o imposibilitate științifică. Ia zi, Andrei, este prea mare sticla? Este prea mic sticla? Asta prea mic gâtul, așa? Prea mic sticla. Așa? Sau prea mare oul? Eu zic că prea mare oul. Dar ce, voi ce spuneți? Este prea mică sticla sau prea mare oul? Prea mică sticla. E o discuție care comportă aspecte. Eu cred că e măsura potrivită. Exact. Fiți atenți. Luăm o bucată de șervețel. Păi nu mai am, că mai dați-mi niște șervețel. Și vreau să facem un fitil. Uite așa. Răsucim bine de tot. Facem un fitil, 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 fitil. Uite așa. De unde și vorba, mă, cam fitilești. Exact. Și știi ce a devenit, doamnă savantă?
ce anume? Fitilistă profesionistă. Oh. Aprinderea-i fitilul. Și acu-i-acu. Ia. Vreau să ții, domnule Savant, mie trebuie să ții această bucată de sticlă. Da? Trebuie să ții bucată de sticlă. Domnule Savant, Răzvan, trebuie să ții așa cu o bucată de așa, așa. Trebuie să spui o pereche de ochelari să nu cumva să sară în ochi ceva. Ce să mai sară, că mi-a sărit pe izmene, nu vezi? Lasă-mă, coci. Înmuiem fitilul în acest alcool. Atenție să nu dai pe lângă prea mult. Bun. Și fiți atenți. Aveți pe masă o bucată de chibrit. Ia, vino, chibrit. Vino cu sticla aici ca să avem la același. Sticlelelelelele. Fiți atenți. Bun. Zine pe rând. Aprindem chibritul. Aprins chibritul, Ramona. Următoare, uite-te la... Atențiune mare, venim aproape de tot. Ok. Aprindem fitilul. Da. Îl punem și punem înăuntru și punem omul, punem omul, bine. Dacă s-a stins, scoți fitilul și repeți experimentul, pentru că trebuie să dacă nu e aer în borcan. Pentru că aerul cald o să tragă în jos, nu? Ia să vedem. Ceva de genul acesta, vedem acum. Avem și explicație științifică, by the way, de ouă. Mai pus țuică sau spirit? A luat foc, pune-l înăuntru. Aproape. Băi, nu vrea, frate. Stai să-ți arate un fitilist profesionist. Se face, ține aici, vine de tot oul. Domnule, să vă ține aici de tot. Pa, 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 pa. Mai pune niște alcool sanitar. Bă, să o dai pe lângă ușă. Că să iei foc după aia când îți dau foc. Nene. Băi, bă. Sau cum a zis regia. Băi, lasă-mă pe mine. Ține jos. Mai aproape, mai aproape. Să ne iei foc, să ne iei foc. Atenție, bagă înăuntru. Pune-o. Trebuie. Da. Mai mare. Super! Știi ce zice Vlăduț acum? Că am stricat bunătate de ouă pe... Dar avem ce face. Aici avem diferență de presiune, by the way. Asta e diferența de presiune? Normal. Mai zi-mi o dată cu diferența între proteină și... Proteină și carbohidrat. În momentul în care noi punem la fiert și una și alta, carbohidratul se face moale. Pe când proteina se face tare ca piatra, iute ca săgeată, tare ca focul, nu mai știu cu norocul, nu mai știu cum era, ceva de genul acesta. Nu mai știu cum era, dar trebuie să o inventăm din nou. Inventează până când ai marea întâmplare pe net, când ai zis că e. Pe 28 și 29 noiembrie, în care participă și Andrei Ro, avem acolo, din 22 de țări, profesori trăzniți și avem challenge-uri, avem pe Zaya Fett, avem pe Andrei Ro, pe Miruna Ghiță, foaie de cap, deci toți youtuberi și tiktokerii moderni. Foaie de ce? Ce? Foaie de? Foaie de foaie inimă. De capul meu. Foaie de inimă. Nu, îi avem acolo pentru că avem o grămadă de challenge-uri și o grămadă de chestii trăznite, exact cum am făcut cu voi. Și vreau de acum încolo, când vin la voi, să facem cât un challenge trăznit, prin care să înțelegem știința din spatele lui. Hai să înțelegem și publicitatea, ne întoarcem imediat. Știința!